deci nu știam ce să zic, erau așa terminat, dar bă, nu vine să cred. Salut, bă, șacalilor! În primul și în primul rând vreau să vă zic să lăsați întrebări în comentarii, să fac un Q&A, bă, dar întrebări faine, știi? Fără întrebări, mă, de alea câți ani ai, cum e numele tău adevărat, fiți, bă, creativ ca să le pun în video, ce mama, ce aici? E un follow pe Instagram, link în descriere, să facem noi 5.000 de follower, toate bune, acum trecem la video. Bun, după foarte mult timp am zis să fac și un story time. Am mai avut chestii interesante, chiar am mai avut, dacă o să vă placă, dacă o să fie feedback bun și o să fie multe like-uri, o să mai fac story time. Dar mi s-a întâmplat ceva zilele astea, de-am zis că, bă, neapărat trebuie să spun. Nu e o întâmplare foarte lungă, am zis să o mai combin cu alte întâmplări, dar nu, am zis, bă, o las doar pe asta, că, bă, e faină, e interesantă, știi? Bun, hai să vedem ce s-a întâmplat. Anunț de pe acum, întâmplare e așa un pic cringe și amuzantă, deci tocmai de asta, vă zic, nu e ceva aventură combinată cu acțiune, cu Jack Sparrow, cu pirat din Caraibe, nu, e... cringe, așa e de asta. Eram zilele astea, nu mai știu când, știu că eram la școală. Știu că aveam ore de dimineață, deci s-a întâmplat joi sau vineri. Mă rog, nu mai țin minte. Noi cum avem profiul lângă școală, bă, ne-a prins un pic foame, așa zic, bă, hai să mergem până la profi, să ne luăm ceva de mâncare, cum ar veni. Da, bă, și acum să vă povestesc personajele. Vai de capul meu. Aici în Bacău este un fel de comună sau ce o fi asta, Cleja se numește, cică, e la câțiva kilometri de Bacău și cică acolo sunt tunguri de ăștia. Nu sunt rasist. În totalitate. Așa, mă, și colega mea de clasă, colega mea de bancă, e cică vine de acolo, neamurile de acolo și nu știu ce. Și eu cu câțiva prieteni mai râdem așa de ea, că e un guroaică, că nu știu ce, mai zicem așa, mă rog, nu se supără, că zicem la glumă. Și fostul ei prieten. Și că e tot din partea aia, mă rog, nu știu cum s-au nimerit să fie ei așa, din partea aia, mă rog, un gurime de asta, mă rog, cum ar veni. Bă, nu ofens, serios acum, asta s-a întâmplat, asta povestit, nu mă lua numere de rău, mă înțeleg. Acum v-am povestit personajele, întoarcem la acțiune. Și era mai frig așa, ne-am luat astea pe noi și bă, hai să mergem până la profi, de la școală mergi la profi, știi? Atunci când am fost, era mai mult lumea, că ne-am împărțit pe grupuri, eu am rămas cu ea și cu un prieten de-a meu. Și am mers în profi și eu mi-am luat un oreo și, nu știu, o doză de ceva și colegul ăsta meu mi-a zis să iau și lui oreo, că nu știu, n-avea bani la el. Și am zis, da, mă, ți-l iau eu. Colega asta mea nu mai știu ce s-a luat. S-a luat, nu mai știu ce, s-a luat ceva, da? Mă rog, ne-am luat astea produsele și am mers la casă, știi? Și știi cum e banda aia, știi, așa la casă, mi-am pus obiectele acolo, ce mi-am luat eu. Am pus oreo meu, am pus doza și am pus oreo colegului meu, așa la un loc. Colega asta mea era fix în spatele meu și-o pus și ea produsul, numai că eu când n-am văzut, le-o despărțit pe ale noastre. Eu pus oreoul ăsta, eu pus bandă de așa care să oprească și produsele mele. Păi și când am ajuns să plătesc, frate, ăla scanează doar una și pune deja prețul și mă întreabă și îmi zice prețul. Eu cu colegul ăsta meu eram, bă, stai, nu, pardon, erau toate și, na, erau toate de fapt și ăla, mă rog, a făcut așa și le-o pus și pe celelalte, adică pe ale mele. Păi, cum vorbisem cu ea de chestia asta, de că mai ziceam de ea că e un guroaică, ea, cică ea se ruga să nu zic ceva, că știa că o să zic ceva, mă rog, și m-a avut dreptate. Vai de capă. Mă rog, și le-o pus pe ale mele, le-o pus pe toate într-un preș și zic lui ăsta, știi, când era așa mai pot să mă râd, lui ăsta care scana, știi? Fix așa i-am zis, știți, îmi pare rău, că, da, e colega noastră, e din Ungaria. Și colegul ăsta meu, eu am zis așa, în ce, bă, și colegul ăsta meu nu mai știu ce o zis, că jos Ungaria, nu mai știu cum o zis, că ungurii la noi, că, a, o zis că o servim ungurii, știi, bă, frate, și eu am început să râd, ea nu știu de ce nu râdea, știi, era așa, mai așa, nu râdea. Bă, și am văzut că își da așa o palmă, știi? Bă, și cum ieșim din profi, ne ia și ne duce, știi, așa? Bă, și ne trage mai așa și începe să ne spună. A, normal, care erau șansele să nu se închidă camera când filmez, normal. Mă rog, revenind. Da, unde am rămas? Da, mă, și după ce am zis eu că asta e din Ungaria și ăla, că nu servim ungurii și asta era așa și ăla a început așa să râdă, știi, o leacă, gen așa, gen cu colțul gurii, cum ar veni. Și asta era în face palmuri, frate, știi, și ne-a chemat afară, mă rog să ne explice ceva. Bă, și ne-a spus că... Nu e acasă, nu e acasă, e la... să joacă fotbal. Bine, hai că nu mai am baterii la cameră, pa. Mersi mult, mamă! Și cum stăteam, ne zice tipa aia la un moment dat. Bă, proștilor, ăla e fratele fostului meu. Bă, deci nu-ți exagerez, când am auzit asta eu și cu colegul meu. Bă, deci nu știam ce să zic, erau așa terminat, dar mi-e, bă, nu vine să cred. Cum am zis, asta e un guroi, că prietenul ei erau, adică e un guroi și vreau să-i tot un guroi. Bă, și eram genul, what the fuck? Timp și mie, care erau șansele să ne servească un ungur și noi să zicem că nu servim unguri sau ceva în genul. Oule, bă, dacă n-am avut un sentiment așa ciudat, bă, să zicem, că, bă, mă gândeam, bă, care erau șansele, mă, în tobacău ăsta, mă, în 60.000 de persoane câte sunt în orașul ăsta. Care erau șansele să zicem fix atunci, nu servim unguri, să zicem de un ungur și fix un ungur să ne servească, mă. Deci mi-am dat seama cât de mică e lumea, mă, ci că a vrut Sfântul Petru și cu Dumnezeu, nu știu ce-a fost. Abia după ne-am dat seama de ce tipul ăla râdea așa, știi?
Părea așa un pic nervos cum ar veni și râdea așa și noi de cap. Practic pot să zic că străin în țara mea cum ar veni. Străin în magazinul meu, cred că așa pun titlul, vorbe serios. Da, bă, v-am zis, nu a fost ceva acțiune, ceva interesant, dar a fost chestia asta, nu știu, care m-a marcat așa pe mine, sentimental, nu știu cum să zic. Adică nici acum nu pot să-mi dau seama care erau șansele, mă rog, dar i-am zis lui aia, bă, de ce nu mi-ai zis, bă, că e ungur, de ce nu mi-ai zis? Era prea târziu, că noi deja am zis că e ungur, hai, că l-au zis că nu serviți unguri, ceva de gen. Păi cum să-i zici unui ungur să zici să nu servească ungurii, mă, și să fie ungur, doai de capul meu. Da, asta a fost, m-a marcat, v-am zis, e forță, deci eu am ce să le povestesc copiilor mei, tu-ți dai seama. Da, cam asta a fost, nu uitați de un follow pe Instagram, neapărat o întrebare pentru Q&A, dar o întrebare faină cum ar veni. O întrebare așa mai clickbait, ca să am ce să pun în video, știi? Eu mai am de anunțat, o să fiu pe 20 octombrie în Iași, dacă e cineva din Iași, dar mă rog, vă mai anunț eu pe parcurs, poate, nu știu, ne întâlnim cu câțiva de acolo, facem o poză cum ar veni. În Iași, nu în Brașov, la România aici, cum ar veni, știi? Aveți grijă de voi, aveți grijă ce ziceți, că nu știți cu cine puteți vorbi. Prea mai mică, că poate cine știe și poate și tu ești ungur, cum ar veni, știi? Trebuie să scriu în descriere că video ăsta nu conține rasism neapărat. Uite, mai am 3 minute la cameră, iar se duce bateria, v-am lăsat, bă. Vă pup și ne vedem. Bă, bă! Snobii falci, nobili, melodic, ești off topic. Food-off, puță utopic, sunteți toți copii. Aduc potopul, pun pe primul plan, tot hip-hop-ul. MC subnutriți, vin la kilogram. Cum pot să fii mai greu ca mine când am un chint albe? Când sunt prea stresat.